De asistenți personal pentru persoane cu handicap din localitatea Bălteni, județul Gorj, au fost informați că vor fi trimiși în șomaj. Contractul nostru de muncă încetează în cazul modificării încadrării în grad de handicap. Nu e cazul. Da. Oamenii sunt disperați și spun că decizia autorităților locale îi condamnă la o viață și mai grea pe cei aflați în grija lor. Și a zis că ni se încetează contractul de muncă al asistenților personali, care avem bolnavi cu handicap grav și ne va trimite în șomaj. Și a zis că vestea bună este că ne dă șomaj un an de zile. Șomajul va fi de 450 de lei lunar. O să ne bage iar cărțile de muncă la asistenții personali, că tot eu o să fiu primar. A chemat pe doamna contabilă să-mi spună că bugetul este zero, zic, nu mă interesează. Noi v-am ales pe dumneavoastră să găsiți soluții. Copilul meu nu vorbește, nu se mișcă, nu nimic. Nu pot să renunț cum... Nici dânsul la angajați primării nu renunță. Reprezentanții primăriei susțin că măsura a fost luată din lipsa fondurilor pentru indemnizații. Am luat măsura de a desface contractele celor 24 de asistenți sociali, de asistenți personali, doar până la anul când pe anexa pe care am primit-o se pare că vom primi bani. Este doar o problemă temporară. Am văzut că și guvernul alocat sume pentru anii viitori. Oamenii sunt hotărâți să-și facă dreptate în instanță dacă autoritățile nu vor reveni asupra deciziei.